Biletul zilei la pariuri sportive, pontul zilei plus încă 13 bilete adunate de prin grupurile de pariuri sportive de la cei mai buni pariori. Totul absolut gratuit, așa că abonați-vă la canal să primiți notificări. Avem un match de la tenis Wimbledon feminin plus Super Cupa României dintre Faru și Sepsi. Katie Bulter și Elena Ribachina se întâlnesc față în față azi de la ora 19.00. Într-un duel la Wimbledon pe iarbă, o suprafață rapidă, Elena Ribachina servește puternic și plasat, de aceea are o medie destul de mare de aș serviți, undeva la 7-8 pe meci, în timp ce Cathy Boulder este uh, o jucătoare care intră foarte, foarte bine în jocul direct și își preia stilul adversarului. De aceea mă aștept ca ambele jucătoare să servească peste 11,5 ași în meci la o cotă de 1,95. Faru Constanța nu face pasul la offside, în timp ce Sepsi cu Ciobotariu pe bancă Cred eu că va face pasul la offside pentru că ăsta e stilul lui Ciobotariu, a făcut treaba asta și la voluntar, juca la offside, mă aștept ca Farul să fie echipa mai surprinsă în poziția afară din joc, pentru că știți cu toții Gică Hagi le recomandă mijlocașilor ultima pasă decisivă verticală pe vârf, cred eu că Farul va fi mai surprins și de data asta în poziția afară din joc, așa cum a fost mereu duelurile între Gică Hagi și Liviu Ciobotariu. Bilete de la Ciprian Valentin, două pentru azi, seria o aveți aici, biletul său cotă 56 de ieri a fost câștigător, Simon Aldea a câștigat și a la șansă biletul său, așa că haideți să vedem, v-am arătat seria în stânga sus, puteți da zoom dacă a, doriți să o vedeți mai bine. Așa arată prima parte a biletului, 9 evenimente, cotă 13, miza va aparține, nu vă luați după mizele lor. Al doilea bilet, cotă 67, haideți să vedem seria 152A, linuță F0G7A. Meciurile încep de la ora 3 în sus, așa că aveți timp, pentru că aveți și de la ora 4, de la ora 6 partide pe acest bilet, chiar dacă am postat eu destul de târziu. Simon Aldea, vă spuneam că ieri a prins șansă un bilet frumos. Azi vă ofer acest bilet super pe care îl joacă și ea. Cosmin Paraschivan la Betano și încearcă din nou șansa cu o cotă foarte, foarte mare ca de obicei. 1100 100 de lei, eventual câștig 120.000 de lei biletul lui Cosmin Paraschivan. Nazar cu 4 bilete, primul bilet cotă 214, 221 al doilea bilet cota la Superbet, 251 tot de la Nazarcu și încheiem cu un bilet 208 de la Nazarcu. Continuăm apoi cu bilete de la Florin Gelbere plasate la agenția Winner. Dau cu zoom să vedeți pronosticurile. Cei care nu-l cunoașteți pe Florin Gelbere puteți intra în secțiunea podcasturi și vizualizați acolo cum și de ce câștigă gelbere atât de des la pariuri sportive? Totodată, găsiți un alt podcast interviu, mai bine zis cu Simona Aldea, dar și cu alți pariuri care au reușit să câștige destul de des la pariuri. Vedeți care sunt strategiile lor. Biletul 4 tot de la el. Puteți da zoom să vedeți mai bine aceste evenimente. Se poate face treaba asta pe YouTube dacă măriți ecranul exact așa. Măriți cum măriți în mod normal când vreți să vedeți ceva mai mare, ca la o poză. Asta dacă faceți de pe telefon acest lucru, bineînțeles. Și ultimul bilet de la Gelbere, la agenția Winner. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Măclin!